Hei, Sunteți pe canalul? Astăzi noi iarăși ne jucăm împreună cu Melissa. Ia uitați-vă ce avem deasupra pătucului. Avem... Avem 5 bombonele colorate, 5 bomboane mari colorate. Și cu Melissa împreună o să învățăm culorile, o să ne le amintim și o să vedem ce se interior. Bine? Bine? Hai, urcă-te pe pătuc! Bomboana roșie, bomboana roșie, unde ești? Iată-mă! Iată, bomboana roșie, tătică o scoate și o pune la grămăjoar, da? O punem aici. Aici pe patuc, hai! Mai departe! Bomboana roz, bomboana roz, unde ești? Care e roz? Aceasta! Iată-mă, iată-mă, sunt aici! Bomboana roz! O punem la grămăjoară și pe ea? Câte bomboane avem de acum? Roz, exact! Câte bomboane avem aici? Unu, doi! Unu, doi! Spune două bomboane! Da? Mai departe, bomboana verde, bomboana verde, unde ești? Bomboana verde, aceasta e culoarea verde, așa-i? Verde! Avem de acum 3 bomboane! Mega bomboane, da? Mai departe, culoare albastră, culoare albastră, unde ești? Eu traduc, da? Iată-mă, da, culoarea albastru sau blue, da? În engleză răsună blue, se zice blue la albastru. Avem, Melissa, câte bomboane avem de acum noi? Melissa, câte bomboane avem aici? Ia numără. Blue. Avem? 1, 2, 3, 4! 4 bomboane colorate! Red! Și ultima culoare, culoarea mov, culoarea mov, unde ești? Iată-mă, iată-mă, sunt aici! Ce culoare e această bombonică? Avem de acum 5 bomboane. Bravo, mămica! Hai să le numărăm câte sunt. Le numărăm? Hai numărele. 1 1 2 2 5 6 8 Nu-i corect. Hai încă o dată. 1 2 2 3, 4, 5. Avem 5 bomboane, 5 bombonele. Eu propun să ne coborâm acum jos aici și să desclindim bomboanele noastre, bine? Hai, făcuți-a. Așa, cu tățicu aici. A, iată aici, ca să le vedem cât mai bine. Vino cu alângă tățicu. Așa. Care vrei prima să deschidă? Roșu. Roșu. De să o deschid. Ce este oare în interior? Ce e și asta? Un balonaș. Ce culoare e balonașul? Roșu. Balonașul nostru e roșu ca și bomboana, da? Ca și hârtia, ca și ambalajul, da. Nu, buba. Dar cu sparge? Vedem ce este interior. Și acolo tot roșu, este ceva roșu. Tot orice roșu, cred că, da, Melissa? Ia uite. Este o bombonică ceva. Da. Ceva dulce pentru miele. Melissa, care e următoare? Green. Green. Green sau verde? Verde. Și acolo este un balonaș verde, da, mică? Da, poți. Poți. Spargem? Trei, patru. Oh, și acolo este ceva dulce, tot de culoarea verde. E mare, e mare.
Haide acum două dulciuri. Acum am o. Așa e, mămică, mof! Sau, în limba engleză, este purple! Această bomboană se combină foarte bine cu costumașul tău, cu pijama ta, da? Și înăuntru este un balonaj de culoare mof! Așa e! Și interior eu cred că o să fie ceva tot mof, da? Am ghicit! Este ceva mof! Este ceva dulce, delicios? Și de culoare mov, mămică, tot e mov. Avem iarăși trei culori, trei dulciuri. Și avem încă două bomboane. Blu, vreau iubițica. Și acolo trebuie să fie așa. Ați ghicit, un balonaș albastru. Bravo, scumpa! Spargem și balonașul albastru. Wow! Este un pachetel de marshmallow! Pachetelul e tot albastru! Da, fixe! Ok! A rămas ultima noastră bomboană! Ce culoare e bomboana care a rămas la noi, Melissa? Melissa, ce culoare e bomboana care a rămas? Roz! Hai să deschidem, să vedem balonașul din interior, este roz! Tot e roz, mămică, așa? Ce? Spargem? Spargem! Wow! Este o bomboană roz în interior! Mare! E tot e mare! Mare! Avem 5 dulciuri, Melissa! În bomboanele noastre mari, cu surprize, am avut noi astăzi am avut bomboane cu surprize, așa? Da, 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 cum să dăm? Adică deschide să vadă ce este interior. Aici este un marshmallow albastru, da, mămică? Cu fixeche, da. Cu prietenii noștri reparatori. Aici este o bombonică, da? Probabil cacra. Cusă! E bun? Aici mai este așa, la culoarea roz. La culoarea verde așa ceva a fost. Adică este și la culoarea roșie. Iată așa bomboane. Mi-le vrea foarte tare să vadă ce este și aici. Tot este așa o marmeladă, da? Un jeliu. Un jeliu. Oh, și-o bravo. Aici tot e un jeliu. După că am văzut în culoarea mof, în culoarea roz. Ce eu, mai gros? Eu cred că e sau un geliu sau mă gândesc că e o bomboană ceva. Opa, stai, e altceva. Aha, e altceva. Pare că pasteluțele, știi, bombonelicele, vitamine parcă sunt. Da, da, da. Așa. Sunt bombonele mărunțele. Ai văzut, Melissa? Și aici, aici e desenat că este o ștampilă. Ștampilă, ștamp, bomboană, ștamp candy, bomboană, ștampilă, da? Sau e s-a rupt sau sunt două acolo? Vedem. Da, sunt bombonele ștampiluțe. Wow. Ia uite-te. Wow. O, mi zici și-o pui cărtii și fac ștampila. Sunt patru culori de ștampiluțe, da, mămică? Cu frunzuliță. Mhm. Cu elefanțel. Mhm. E cu un elefanțel. Și cu o frunzuliță, nu? Și o... Parcă e un pește ceva, un delfin, nu? Da, seamănă cu un peștior, parcă. Așa e. Gata, mămică? Am deschis toate bomboanele, da? Iar jeliurile de acum le vede și le vede și ea și nu cere să le deschidem. Ia uitați, vedea cum îmi zici bombonica? Faci ștampiluțe pe mânuțe. Colorate. Și limba devine albastră. Da. Răspina, eu nu arată limba ta? A, tu nu mănânci, tu mănânci altceva, da? Nu mănânci ștampiluțe. Mănâncă. Ia, Melissa, arată limbuța. Arată limbuța, te-ai tu galbenă, e limba, arată limba. Arată mămică limbuța. E galbenă limbuța, Melissa. Hai, spune ștampilă galbenă. Hai pe mâna Melissa. Sau mâna tăticului. Hai, mâna lui tăticul, o să suferi tu. Da, uitați-vă. Și la Melissa?
Ștampilă din bomboane, galbene! Melissa, ți-a plăcut CV-ul de astăzi? Da! Da! Și vouă, dacă v-a plăcut, să puneți Melissa! Like! Abonați-vă la canalul! Da, un comentariu! Un comentariu! Pa, pa! Melissa, te pupă!